Salutare dragi vreșani, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un episod din seria voastră pe frate de Minecraft Custom Subs Dar înainte de a începe acest episod aș aprecia foarte foarte mult dacă ți-a păsat butonul de like Bineînțeles dacă mă susțineți și doriți să postez când mai multe clipuri E bine vreșanilor, iată că am revenit în forță cu un episod din seria voastră pe frate de Minecraft Custom Subs Un nou episod în care astăzi o să jucăm o nouă hartă realizată de către un, un vreșan de-al meu Pe nume Xbox și îți mulțumesc foarte foarte mult PUG pentru tot efortul pe care l-ai depus la realizarea acestei hărți Chiar sunt foarte foarte curios să vedem ce găsim aici Hai să vedem reguli. Mama, cum apar automat 1. Fără game mode, 1. Doar la Rage 2. Dacă nu strângem 1000 de like-uri 3. Se lasă de Minecraft, am înțeles 3. Subscribe sau mori Ha, e clarezația Aici avem marmura, bănuiesc sau ceva kit În fine, hai să o luăm rapid uh, Apropo, vă Dacă vreți să faceți Diferite mape de custom subs Le veți putea face Cu mare drag o să le joc Respectiv uh, Și o să, uh, o să Le puteți trimite Pe adresa mea secundară De gmail oneis 68 Arun gmail.com uh, am citit Nivele momentan Nu comenzi Hai să vedem Uh, a, uite. Bună, Andrei, eu sunt xbug de okay, Dark Anonymous. Am 13 ani mult înainte și îmi place să mă uit la videorile video tale. Si am pregătit această mapă special pentru tine. Mulțumesc foarte mult, abia aștept să o joc. Uh, Comenz. Ok. Cred că game... Game... Uh, mod Adventure. Ok. Și Difficulty Peaceful. Bun. Hai să vedem versiunile de ce armură am luat. Tot ce trebuie. Perfect. Super. Uh, avem câte levele? avem? 4. 4 levele, Ok. Mini Survival. Super frumoasă arta până în momentul de față. Aici ce avem? Ok. Un buton. Cred că e spawn point, în fine. O, oh, câte, câte chestii avem aici, văd că e foarte, foarte mare. Poate dacă aș da un time set day, te-ai supăra, pentru că e mai, ce când e zi, e mai, ok, time set day. Ok, să vedem cum e. Oh, oh, oh what the fuck, lol. Ok, hai să începem, vreșanilor, asta e spawn deci nu o să, nu o să distrugem spawn. Dar am game mode 2, what? De deci ce nu pot sparge? Cred că trebuie să dau game mode 0, în fine. Game mode 0. Legi game mode 0. Ok, am înțeles cum stă treaba. Ok, și sper că, sper că acum se pot sparge. Nu știu de ce nu puteam, nu puteam să sparg, în fine. Hai să luăm rapid de aici niște lemn ne Am văzut că am început să primesc foarte, foarte, multe, foarte, foarte, multe hărți din partea voastră și vreau să vă mulțumesc din toată inima pentru faptul că vă petreceți timpul făcând mi e hărți. Apreciez super, super mult. Mai trebuie să iau niște lemn, că sunt nub. Nu uita că mai am nevoie de o bucată. Dacă să n-ai că să Ok, să facem rapid un de... pickaxe. Un pic de, 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 de lemn, doamne. Nu știu, sunt cam idiot astăzi, aparent. Bun, hai să mergem să luăm de aici niște piadră. Vreau să găsim diamantele și să nu fie ascunse foarte, foarte bine. Bun, o să mă duc rapid să-mi fac un pic de, de piadră sau de, de cobblestone. Și după care să minăm, bineînțeles, pentru că sunt sigur că ne-a făcut mare troll băiatul nostru. Deci, na, Pune pe 2 pic ul Perfect. Mai am că de jucat vreo 7 hărți, dacă nu mă înșel, deci vă dați seama câte hărți mai am că de jucat. O să fie cei drept destul de complicat, dar în fine. Până ca nu e pus foarte, foarte mult cabl stau și că avem de, de spart foarte mult cabl Uita, Iron, deja văd ceva, Iron e bine. E de bine, uita și un diamant, văd. Cred că sunt, sunt puse în părți diferite, știi? Alcova nu mi explic, aici nu cred că mai are cum să fie, dar hai să spargem. Ne ducem în față, că parcă vezi că e fa în față. <laughs> Sunt să pe aici, are cum să fie. Uite, uite, fă mai ce spuneam. Vedeți, era ascuns aici o bucată și mai am nevoie de încă o bucată care e pe aici. Abonez. Nu știu, sper, uite un diamant, dar am găsit. totuși am găsit ceva. Încă un diamant aici. Nice. Deci diamantele le-am găsit. Acum doar aer. nu mai trebuie să-l găsesc. Uite aici aerul. E zilea, nu Nu o dai cu twisterul pe găsit. Deci chiar a primit foarte, foarte, foarte multe hărți și mă bucur, veșanilor, Peste puțin și căul. Uh, unde e căulul? Unde e din Cred că ai uitat să pui căul sau mi se pare. Poate l-ai pus, dar na, poate, nu știu, cine știe Dar nu cred că l-ai pus, nu știu, trebuia să se vadă totuși Eu spar, dar nu, nu, nu ai pus, ai să pui căul Sau poate că este în furnale, cine știe, poate să sperăm uh, Poate că, cu siguranță, și uite că este, bă, băiatele, mamă, stai să nu punem cablul Că îi punem aer, nu, perfect Uh, mamă, deci îmi place că ai acoperit aici așa frumos să nu, să, să nu văd nimic, adică big like pentru fratele nostru. Nu mai poți să verific dacă filmează și obiectul, bineînțeles, într-adevăr că filmează. Nu prea sunt eu un la, la mijloc, dar în fine, verești, am urgat, acum mă văd mult mai bine. Ai, cât să n-ai cât să fă. Da, bun, n-așteptă momentan să se facă, să se facă aer, nu? Să se prăjească. Deci dacă apăsam pe asta, am dat ceva. game 2? Nu. Nu știu, e dubios, să vine. Chiar nu știu ce să zic sincer, dar ok. Parcă văd că o să am despar foarte, foarte mult. Dar asta este, dacă astea sunt provocările tale, trebuie să le facem, da, de ales. Să vedem unde sunt diamantele. Deci un aici și două aici, perfect. Ce frumos a găsit Andrei verești diamantele acolo. Perfect, mergem rapid să luăm ca, uh, și ultima bucată de iron și facem rapid un pickaxe. Ok. Super tare. Un pickaxe de iron. Și acum ne ducem să luăm diamantele, bineînțeles. Perfect. Super, am luat și achievement acolo. Super tare, nice. Nu dai cu twisterul. <laughs> Mamă, deci, nu știu, mini survival îmi place foarte mult, adică uh, chiar e unul dintre, să zicem, mini urile mele preferate, să zicem așa și în mare parte de asta, nu mai prea postez eu survival sau chestii de genul pentru că joc, joc, mă joc survival, survival pe hărțile voastre, deci na. Dacă stăm să luăm logic, cred că pe fiecare mapă găsim câte un, un mini survival sau survival, survival sau na, da. depinde, depinde când și cum. Ok, deci aici neapărat trebuie să spargem rapid. Și să vedem dacă ne -a pus, nu ne-a pus cumva foarte mult uh, obsidian aici. Nu știu de ce prezint că ne-a pus el foarte, foarte mult obsidian, dar în fine, uite pe Andrei, vede ce sparge. E. Și vedeți, probabil că în momentul în care o să vedeți voi acest episod, eu o să fiu plecat uh, la Alba Iulia împreună cu familia mea. Așa că astăzi, nu știu, nu cred că o să pot face. De fapt, nu am cum să fac live stream. Uh, dar o să încerc să fac mâine. Acum să sperăm că o să reușesc, nu știu. Bun, deci level 1 am fost. Uh, să punem și chestiile de care nu am nevoie aici. Dar să le aranjăm frumos și se merge la level de cât așa numea parkour. Ok, spawn point, uh, știu că îți place parcul, lasă că ți-am făcut de unul, -am, am înțeles, e clar, stația cu lavă, bănuiesc, pentru că why not? A, e ceva, e ceva normal deja, Vereșanilor, a devenit o normalitate pentru mine, parcurul. Uh, LOL, LOL, ce tare, am crezut că pic în lavă, mamă, ce tare, nu mă așteptam, sincer, adică, fix nu se vedea deloc, ați văzut? Ok, am înțeles cum stă treaba. Oare să am auto jump dar nu cred că e activat. hai să vedem. Nu, nu e activat. Ok, m-a speriat sincer că dacă mă culca auto jump ăla, mamă, -i. deci ce făceam cu el, bă, băiatule? Uh, dădeam mare rage. Nu, nu te cred. Ok, aș vrea să nu-mi dau deloc game mode la, la, acest nivel, pentru, la, mă rog, la acest parcurs, pentru că nu pare a fi un, par un parcurs foarte, foarte complicat, dar aparent atenția mea cam mă domină pe mine. Atenția pe care o am, Ok, hai să vedem. Deci ai concentrare maximă, Andrei. Hai că știm că poți. Toată lumea știm, știe că poți. Poți mai mult. Mamă, ce era să dau fail aici. Ce fail era să dau. Hai să vedem. Sunt bine, sunt bine. Ok. Mamă, pe aici o să dau mare fail. Ești nebun. Ok. Ok. Nice, Gigi. Vedeți, ați văzut Eu Că se poate, doar atenție trebuie. Labirint invizibil. A, am înțeles că asta treaba. Mai e frumoasă arta, adică mă așteptam, chiar nu mă așteptam sincer, dark, dar, dar oricum respect, chiar nu mă așteptam să fie atât de frumoasă arta. Mi-a plăcut super, super mult, dar aici trebuie să luăm uite pe aici. Deci pe aici nu trebuie să mergem sau? Deci nu, că nu avem pe unde, ok. Trebuie să ne retragem, ne ducem în partea asta, trebuie să găsim noi pe altădeva unde să mergem. Mai pe unde trebuie să mergem noi atunci? Uite pe aici poate. Deci nu că e blocat, mamă, ce mă enervează pe mine, dar asta că mi se pare cam imposibilă, sincer. Ok, hai că e bine. Bun. Nu pare a fi atât de complicat, dar frumos în același timp. L-a făcut? Nu cred, nice, pro player 2 cu twister bă, Să vedem o minute de când filmăm, am crezut că o să dureze puțin acest episod. Deci, na, bun. Și ultimul level și nivel sau, level sau nivel de dropper, mamă, cum se vede lor. Ok, avem spam point aici. What? Ah, ok. asta e troll, 100.000 de troll. What? Andrei, lol, ce tare. Nice. Stai, 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 Uai, cum se vede, bă, băiatule. Uai, ce tare, lol. Mai, super fain, super frumoasă arta, chiar mi-a plăcut super, super mult. Da, cam asta a fost episodul Bereșanilor. Îi mulțumim foarte, foarte mult lui The Dark Anonymous pentru tot efortul pe care l-a depus la realizarea acestei ars. A fost o artă, sincer, de-a dreptul foarte, foarte frumoasă, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Patru nivele, cochetă, așa aprecia că data viitoare, gen, dacă ai putea să faci ori mai multe nivele, uh... Ori, design, așa ca și design, nu, n-am avut ce să comentez, adică nivelele au fost încadrate toate, n-au fost uh, așa, gen, doar, să zicem, pe locul plat, pe gres sau chestii de gen, au fost toate încadrate, se vede că ai pus suflet, cu m automatizată cu teleportări, cu tepre, teleportări cu tot ce trebuie, încerc să zic de că m-am vorbit, și totul a fost super, că ok. pe maxim pentru tot efortul de pus și abia aștept o nouă hartă de la tine, adică, da, se vede că ai depus ai de ceva efort și se vede că a fost făcută de tine, deci eu am fost Andrei El a fost Dark și mulțumim foarte mult Pentru tot efortul pe care l-a depus la realizarea Acestei el. nu se vede, hai să vedem. Pot, pot prinde așa un Andrei, frumos Uite așa că de final. da, super, uite cu acel căluț Eu am fost Andrei și noi de sigur Ne vom auzi data viitoare Ciao.